Salut, doi viețuri aici. Este prima tură de snowboard din acest sezon. Este la Predeal. Încă nu s-au deschis părțile oficial, dar se poate. Da, te poți da cât de cât. Mă rog, nu-s condiții excelente, dar semi-acceptabile. Da, am făcut deja două ture. Ne-am luat o cartelă cu 5 urcări. Stăm două zile. Sperăm să fie fain. Vremea azi e excelentă. N-au avut poate cele mai bune condiții, cam cele mai în regulă condiții, cea mai bună zăpadă, dacă pot să spui așa, este pe puterea să vedea de teleschi. În rest, foarte multe pietre, dâmburi, toți condiții faine. Bună dimineața! Neața! Așa, Denis a trebuit frumos, ai legătura. Suntem în Predeal. A intrat în urs pe purtie mai devreme. Cred că l-am pus înapoi în pădure. Ieri a fost purtia destul de nașpa cu pietre și mai mult pământ decât trebuia să fie. Și peste noapte am avut iar de un Predeal Miracle sau ceva de genul ăsta și uitați cum ninge, adică e... Ninge foarte fain, a fost un urs pe poite ca să rezumi tot ce a spus Denisa în vreo două minute. Da, ce poziție. Da, îl aranjez tot după aia. Așa, și te-am și filmat în timp ce te creceai pe aici. Da. Suntem la mijlocul pârtiei, pe Clăbucet. Aici este locul nostru preferat, undeva la mijlocul pârtiei, după acea porțiune plată. Și în spate este marcajul triunghi albastru către cabana Gărbova. Da. Cel puțin din punct de vedere al insorii este genial. Și Denisa e nesimțită, ca de obicei. Așa. Așa, Denisa. Fii nesimțită. Ce ai de spus în apărarea ta? Înghețea mână. Haide! Denisa, spune tu, încheiere? Da? Încheiere. Da. Am încheiat. Da. Asta a fost cele două zile la Predeal. Prima zi mai meh, a doua zi, noroc cu mama natură, a dat zăpadă și a fost ceva mai ok. Dar nu cât... Dar nu este ordinar. Acum au dat drumul și la tunuri, probabil noaptea asta o să funcționeze și ratracurile. Și probabil de weekendul viitor o să fie pârtea cum trebuie. Da,
Sper că v-a plăcut ce ați văzut. Că mie nu-mi place. Pune încheierea, Denisa. Încheierea? Nu știu, tu, aia cu like. Like, share și subscribe. Mulțumim. Pa, pa. Pa.